Un grup de elevi de la cel mai bun licee dintr-o beta Turnul Severin au fost studenți pentru o săptămână la Universitatea Politehnică din Timișoara. În perioada 11-15 noiembrie, tinerii interesați de viața studențească au vizitat toate facultățile, dar și rectoratul Universității Politehnica. Acest lucru a fost posibil prin intermediul unei activități, o săptămână student din cadrul proiectului Abilități de viață independente pentru tineri. Proiectul nostru se numește Abilități de viață independentă pentru tineri. Este desfășurat în cadrul Asociației Române de Consilieri și sprijin și are ca activitate o săptămână student în care tinerii din liceele din Drobeta Turnul Severin vor vizita campusul Politehnicii din Timișoara. În aceste zile de vizită, practic, ce vi s-a părut interesant? Tinerilor din grupul nostru s-a părut interesant Facultatea de Chimie, au vizitat căminele studențești, au experimentat viața de student cu tot ce înseamnă ea, campusul universitar, participarea la cursuri și seminarii. Am fost plăcut surprinsă că și aici, la CIC, se desfășoară aceleași activități ca și la noi în ONG. Mă bucur că studenții sunt consiliați în ceea ce privește cariera lor și sunt consiliați și îndrumați să se descurce, da, să deprindă acele abilități de viață independentă pentru a putea să facă față primului an de studenție. Proiectul din care fac parte se numește Abilități de viață independentă pentru tineri și a luat înființare într-un club de voluntariat de la noi din oraș, din Turnul Severin, și am intrat în contact cu CIX prin Politehnică, prin domnul Florin Bodin, care ne-a adus aici și ne-a prezentat ce face, de fapt, acest centru de consiliere și informare a studenților. Spune-mi, cum ți s-a părut Universitatea Politehnică după primele zile de vizită? Mi-a plăcut la nebunie, mai ales Facultatea de Chimie. Mie îmi plac științele astea, chimia, biologia, și acolo am fost cea mai fascinată. Astăzi am fost la mecanică, mi s-a părut foarte interesant tot ce ne-au arătat, toate laboratoarele, m-a uimit plăcut faptul că laboratoarele toate sunt foarte dotate și aparatura e foarte performantă, ceea ce nu mă așteptam. Auzisem de la colegii mei mai mari că nu ar fi chiar așa de roz, cum se spune, și chiar în primele zile am fost puțin sceptică după ce domnul Florin ne-a prezentat totul așa foarte perfect. Și mă gândeam, nu are cum să fie chiar așa. Și după ce am văzut laboratoarele, chiar am fost plăcut surprinsă. Mi s-a părut foarte interesant. A fost și este în continuare o experiență din care cred că am avut câte ceva de învățat. Am fost plăcut surprinsă de tot ce am văzut aici, de oamenii pe care i-am întâlnit, profesorii mi s-au părut foarte implicați în activitatea lor și totul a fost ok până acum. Mi s-a părut superb, mai ales că nu știam foarte multe detalii, acum am aflat și chiar cred că o să aplic în viitor apropiat. Este o universitate foarte nouă, echipamente noi, cămine noi, totul este nou. Nu este cum sunt alte universități, am participat și la altele, la alte cursuri gen acesta, vizite, și am rămas plăcut uimit de Politehnica din Timișoara. Ce ți s-a părut interesant față de ce știai deja? Știam prea puține, știam câteva lucruri despre cămine, cum că nu ar fi foarte curate sau foarte dotate. Am fost și în cămine și pot să spun că mi-a plăcut la nebunie. Și nu știam despre laboratoare, cum sunt, credeam doar că sunt niște săli de clasă, cum suntem noi obișnuiți la liceu. Asta a fost marele impact, laboratoarele. Sincer să fiu, nu știam foarte multe lucruri. Acum pot spune că știu câte ceva. Am aflat cum este să fii student, care este programul studenților, ce oportunități au, cum este orarul. Până acum nu știam nimic, însă acum parcă este ca o carte care am citit-o de 3 ori deja. Prezentările au fost superbe, mi-a plăcut cel mai mult la Facultatea de Chimie și la Științe ale Comunicării, am participat chiar și la un curs. A fost interesant, am experimentat o viață de student, cum este să participi la curs, cum este să fie ascultați studenții. Vezi Universitatea Politehnică ca o posibilă universitate pe care o alege-o pe viitor? Eu eram hotărâtă să mă duc la medicină, încă sunt hotărâtă, dar am decis în urma acestei vizite să aplic și la Politehnică.
Momentan nu sunt foarte hotărâtă, dar cred că o să iau în calcul și această variantă. Eu momentan la liceu sunt la filologie, deci cred că o să optez pentru Facultatea de Științe ale Comunicării, însă ar fi o provocare să încerc și la Facultatea de Chimie. De ce nu? Ce înseamnă pentru tine această activitate de voluntariat? Voluntariatul este o parte integrală din viața mea, din clasa 7, sunt într-a 11 acum și pentru mine a fost un impuls care m-a ajutat foarte mult să îmi deschid orizonturile și să mă exteriorizez mult mai bine. Nu foarte mult, activez ca și voluntar de aproximativ 2 ani și pot spune că există niște schimbări vizibile la mine. M-a ajutat foarte mult să mă dezvolt pe plan personal. Mi-a oferit șansa de a cunoaște mulți oameni, de a-mi face prieteni noi și am organizat tot fel de proiecte, am învățat cum să scriu un proiect și multe altele. Înseamnă foarte mult, activez ca voluntar de destul de mulți ani și de când sunt voluntar, parcă mi-am schimbat personalitatea, sunt total diferit, pot să conduc anumite lucruri, m-am dezvoltat ca persoană, practic. Un reprezentant din partea Centrului de Informare și Consiliere a Studenților le-a prezentat elevilor cum decurge voluntariatul în cadrul centrului și ce presupune acesta. Elevii au rămas plăcut surprinși de ceea ce oferă Universitatea Politehnică și au mărturisit că această universitate este o posibilă alegere în viitor.